Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Ei bine, episodul trecut v-a plăcut extrem de tare, a făcut 100.000 de vizualizări extrem de repede, a ajuns numărul 19 în trending, ceea ce e super tare. Nu mă aștepta niciodată că video-ul ăla poate să ajungă numărul 19 în trending și vreau să vă mulțumesc foarte mult, așa că astăzi am pregătit pentru voi un episod foarte tare. Ce o să încercăm noi să facem astăzi, ei bine, este să ajungem cu bicicleta de aici până pe... Ce? What the fuck? Stai că nu... Mi s-a blocat harta. Așa. Să ajungem cu bicicleta de aici, de jos, până pe aici. Să vedem cât de departe putem ajunge cu BMX-ul, doar sărind de pe rampă. Înainte ca acest episod să înceapă, aș aprecia foarte mult dacă s-a apăsat pe acel buton de like, să strângem 5.000 de like-uri și să lăsați în comentarii dacă mai vreți GTA 5 cu moduri sau GTA Online sau orice fel de GTA. Bun. Hai să încercăm să facem asta. Nu știu de câte încercări o să avem nevoie. Sper că nu de foarte multe. Bun. Adevărat că mergem încet, adevărat, pentru că suntem pe un BMX. Dar asta nu contează. Ok, hai că prindem viteză. Prindem viteză destul de mare pentru un BMX. Da. Și oricum sunt multe boostere acolo jos, deci alea o să ne ajute extrem de mult, vă zic eu. Haide, frumos. Hai că nu mai e mult. Eu zic că o să iasă destul de bine. Sper că putem ajunge. Și dacă vă întrebați cum putem ajunge, e bine să facem glide până acolo. Oh. Come on, go, hai. Da. Haide. Așa. Vedeți? Și dacă stăm așa, pe BMX, practic zburăm în față. Da? Uitați-vă cât de tare e chestia asta. Uite un elicopter. Deci, datorită GTA-ului, noi practic acum mergem în sus cu BMX-ul. Hai să încercăm să cârmim. Pentru că am mers o leacă cam strâmb. Haide, ok. Oricum am ajuns destul de departe. Nu! O să aterizăm! Nu! Da, nu ne ieși de data asta. N-a fost să fie. Dar unde am ajuns? Am ajuns de aici, aici. Deci, practic, tot orașul. Am ajuns destul de bine. O să mai încercăm o dată. Bine, o să încercăm de mai multe ori. Unde e asta? Bun. Pac, frumos. Teleport, bun. Așa, dar o să-mi pun de data asta un mic boost, pentru că... ok, văd că boost-ul e pornit, bun. Hai să încercăm cu ăsta, ok? Pentru că am văzut că pe rampă nu luăm viteză și n-ar ajuta un mic boost să luăm mai multă viteză. Problema e că rampa asta e pusă destul de strâmb, știți, și nu... Cum îi zice, nu... Nu prea putem să cârmim, să întoarcem bicicleta. Deci avem o viteză extrem de mare. Cred că avem peste 100 și ceva la oră. Bun. Așa, mă! Ok, hai că... Ne-am dus destul de bine acum. Ne ducem în jos. Nu știu cum am făcut prima dată, ne-am dus în sus. Uite blimpul. Așa, mă. Mergem în față, dar tot mergem în... Bine, că o să mergem în jos, asta e logic, ok? Hai că... Nu mai coborăm, vedeți? Mergem în sus. Ok, e bine. Degeaba. Uite, aterizăm pe asta. Pa, mare stand, holy. Ok, super blană. Dar nu știu dacă o să... Nu știu dacă o să reușim să ajungem până acolo. De ce merge așa? Nu știu dacă o să reușim să ajungem până acolo. Dar o să vedem cât de departe putem ajunge. Adică încercăm de mai multe ori și vedem cât de departe putem ajunge. Bun. S-ar putea să iasă destul de lung episodul ăsta. Pentru că, no. Și eu îmi propun chestii mari.
Cred că dacă țin apăsat pe E, am putea ajunge, gen să luăm boost, doar că așa am trișa. Și nu vreau să trișăm, vreau să ajungem acolo doar cu ajutorul GTA-ului și cu ajutorul rampii. Pentru că dacă trișăm nu mai e distractiv. Ai, că am pierdut toată viteza. Nu e frumos să trișezi. Ok, bun. Dar măcar avem un unghi bun. Trebuie să fim la înclinarea care trebuie ca să ajungem, că dacă nu, n-ajungem nicăieri. Da, uite, vedeți, de data asta n-am ajuns nicăieri. Da. Da, am ajuns super, super aproape. Da. Sunt curios dacă putem încerca cu chestii, da. Wow, wow, look at me now, look at me now. What the fuck? Oh, din nou. Mamă, ce badass. Pam. Și întoarcere. Și încercăm să facem glide în față. Sau nu? Oare, bă, hai să încercăm să ajungem așa până sus pe platformă. Cred că ar fi genial, ești nebun? Fii atent că ajungem cu BMX-ul sus înapoi pe platformă, fără să ne teleportăm. LOL. Ah! Haide. Acum hai în față. Da. Ne, o să ne teleportăm, n-are rost, pierdem timpul degeaba. Pac, 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 pac. Bun, F8, perfect. Hai să mai încercăm o dată. Uite, vedeți, acum am mers. Gen, acum facem glide, vedeți că nu mergem în jos. A, bine, ne-am lovit de tub. Ideea e că trebuie să decolez bine și la rampa asta nu ne ajută că e, cum îi zice, e destul de sus, gen, înclinarea e foarte așa. Dacă era mai dreaptă, cred că aveam șanse mai mari. Ok, bun. Nu prea suntem noi cum trebuie, dar... Ok, hai că ne deplasăm în față. E bine. Acum ar trebui să facem... Băi... De ce nu merge? Ați văzut cum a mers prima dată. Nu știu de ce de data asta n-a mers. Deci prima dată a mers super, super blană. Nu înțeleg cum. Nu înțeleg cum am făcut. Front flip, pam, bam, direct. Știu că merge, știu că merge să faci glide așa, să merge sul de departe, dar nu cred că e bună rampa. Știu că mai e o rampă destul de mișto. Poate punem pau... Deci, fete, mai încercăm de data asta, dacă nu, băgăm altă rampă și încercăm, ok? Haide, haide. Asta, da. Așa, da. Ia uite, mă, ești nebun. Oho, ok. Uite ce viteză avem. Uitați-vă ce viteză avem, ești nebun. Da. Avem viteză, dar din păcate doar în față. Uite un avion, lol. Da. Gen, noi de aici mergem așa și nu putem să mergem în coace, ceea ce e super nasol. Dar oare putem încerca măcar să... Oare merge așa? Lol, vedeți cât de departe am ajuns? What the fuck? Și încă mergem, și încă mergem în sus. Uite muntele Ciliad. Deci uite, de acolo e rampa. Bă, ești nebun? Și asta nu-i comod, pe bune. Asta puteți face și voi în GTA. Spre exemplu, luați un BMX și vă luați avânt. Deci văd că am mers de data asta, ok. Ia, hai să încercăm să ne folosim de boost. Să mergem încolo, spre Ciliad.
Da, văd că ne apropiem de... Ok. Fii atent că am prins viteză, deci nebun, am putut să mă întorc. Ho-ho, nu cred. Bă, noi mergem în sus. Nu știu dacă voi vedeți, dar mergem în sus. Stați, activez harta să vă arăt cât de multă viteză avem. Uitați-vă pe hartă ce viteză avem. Și nu știu dacă observați, dar mergem în sus. Deci eu am lăsat bicicleta așa și ea merge în sus. Deci ăsta nu e mod. Ăsta nu e mod, pe bune. Așa funcționează GTA-ul. Care-i logica, Rockstar? Deci nu-mi vine să cred că am mers. Bă, noi mergem în sus și uitați-vă ce viteză avem. Bă, nu-i normal. Băi, uite, acolo, uite avioanele, unde zboară avioanele, unde suntem noi. Uite rampa. Mamă, ești nebun. Cred că a ieșit foarte, blană, dacă am sărit de pe Ciliad. Dar asta pe online, știi? Să sărim toți de pe Ciliad, să facem chestia asta. Mamă, ești nebun, cum ar fi? Mamă, să facem un video de GTA 5 online, cu foarte, foarte mulți, sărim de pe Ciliad cu bicicletele și să mergem așa prin aer. Spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți chestia asta, eu chiar aș vrea să o fac. Cred că e cea mai tare idee. Deci uitați-vă unde suntem. Care-i Ciliadul? Ăsta de aici. Sau nu? Ăla? Ăla e Ciliad. Deci uitați-vă cât de sus suntem și ce viteză avem, adică suntem deja aici. Suntem deja aici. Mamă, nu vine să cred cât de repede ne-a ieșit. Uite aia. Deci ăsta e unghiul la care trebuie. Asta e unghiul. Mamă, prea mișto. Bă, deci nu e niciun mod, deci credeți-mă, nu e absolut niciun mod. Puteți să faceți asta și în GTA 5 online. Doar că aveți nevoie de un BMX și să stați așa, foarte dubios pe bicicletă. Uite, fii atent, că deja ieșim din hartă, bun. Hai că ne ajungem. Și cred că poți să faci invers, gen așa, sau nu știu. Ajută că apăsați shift și control, știi, ca să... Iar ne-am luat viteză. Deci, schimbăm traiectoria. Ctrl și shift. Apăsați de câteva ori Ctrl și shift. Pac, pac. Na. Deci ăsta e secretul. Uite, ne îndreptăm spre muntele ăla, da? Control și shift, control și shift, control și shift și merge. Bă, deci nu cred, cât de tare. Mai pe spate. Uite, mergem în sus. Mergem în sus. Hai, sunt curios, hai să mergem pe Ciliad. Hai pe Ciliad cu bicicleta, deci nu cred așa ceva. Deci nu cred. Ajungem pe Ciliad cu un BMX. Uite, deci urcăm. Bă, urcăm, bă, ești nebun. Bă, frate, urcăm. Deci nu cred. Fii atent că ajungem. Stai. Că vreau să ajung în vârf. Încolo, hai. Nu. Aaa, n-am reușit. Dar măcar am ajuns pe Ciliad din oraș, frate. Hai să ne activăm puțin boost-ul, să sărim pe aici. Bă, deci e prea genială chestia asta. Deci prea tare. Prea tare. Cum poți să faci asta cu un BMX? Nu-mi vine să cred. Și un BMX pe GTA 5 online e destul de ieftin. Uite, sari. Și dacă apeși shift și Ctrl și după stai. Bine, nu merge de la înălțimea asta. Deci prea blană. Trebuie să încerc asta, o să vorbesc cu Trex și cu ceilalți să facem chestia asta. Așa că apăsați pe butonul de like dacă vreți să vedeți să sărim toți pe GTA 5 online de pe munte. O să fie prea blană. Deci și acum n-a, uite, suntem pe BMX. L-am împușcat pe ăla. Și vreau să mai încerc așa pe final de video, chiar dacă am filmat de-abia 15 minute. Dacă merge și cu o motocicletă de asta, nu prea cred. Dar vreau să vă zic dacă merge sau nu. Bine, motocicleta o să aibă mai multă viteză, asta e clar.
Dar nu știu dacă merge. Bă, nu cred că n-ar avea de ce să nu meargă, pentru că e tot pe două roci. Oh my god, ce viteză. Oh my god. Bă, merge. A mers un pic, am văzut eu, deci merge și cu motocicleta, dar ceva mai greu. Cu BMX-ul merge cel mai ușor, bine, ai și viteză mai mică, de-aia. Uite, hai să mai încercăm încă o dată, dar cu viteză mult mai mică, gen fără să mai luăm, fără să ne activăm ăsta, ok? Bun, hai să vedem. Facem un mic de ăsta, așa, pam. Opa. Bă, deci chiar vreau să văd dacă merge, deci e prea tare chestia, deci nu e niciun fel de mod. Nu e niciun fel de mod, pur și simplu. Chestia asta puteți să faceți și GTA 5 normal, doar că am activat modurile ca să pot să am rampa asta. Pentru că, bine, în GTA 5 online n-am rampe de-astea. Activăm un pic. Ajung ceva mai greu în poziția aia pe motor. Fii atent. Nu. Ce stunt, frate, ești nebun. Mamă, ce stunt. Am ajuns de acolo aici. Bă, ești nebun la cap. Prea blană. Woo! Și putem să ne continuăm aventura. Uite, facem un d-asta. Aterizăm. Perfect, deci super tare chestia asta. Puteți să o încercați. Băi, filmăm de 17 minute. Să vă arăt că merge și de pe Mount Chiliad. Hai să vă arăt, să nu ziceți că sunt nesimțit. Așa, mai facem vreo 5 minute. Unde e? Teleport nu, deci vreau vehicle, da, vehicle spawner. Vreau. Deci cel mai bine merge cu BMX-ul. Deci dacă vreți să faceți asta, luați-vă un BMX. Hopa, ce-am făcut? Bikes, deci luați-vă un d-asta. Iar apoi noi o să ne teleportăm la landmarks. Și ar trebui să fie chiar aici. Unde e, mă? A, uite aici. Ce că... Bă, dar prostă-s, mă. O secundă. Uite, m-au înciliat. Perfect. Bun, ne-am spawnat aici. Mă rog, nicio problemă. Bun, haide, mă, așa. Bun. Voi puteți să veniți pe aici, pe urmă, înciliat, știi? Nu știu cum puteți să... Bă, da, îmi merge ăsta singur. Bun, deci, veniți aici, frumos. Săriți de pe asta. Bine, eu am sărit fără viteză, în pui mei. Dar, cred că puteți, adică, na. N-ar avea de ce să nu meargă, mă rog. Bă, hai că nu, că mai încerc o dată, ești nebun. Teleport options. Bun, nu, că vreau să-mi iasă. Chiar vreau să-mi iasă. Bă, ce naiba, bă. Ăsta de ce merge, mă, singur? Bă, ce mă greșit cu ăsta? De ce merge si... Ce căcat. Bă, stai, mă, dracu, pe loc. Deci am race boost. Ok. Și collision activat și atât. Vedeți, n-am ce alte moduri sau ceva. Bă, deci pedalează ăsta singur, mă. Mă rog. Da, na. Hai. Ah, shit. Bă, de ce? Băi, acum. Cred că cu puțin bulan ar ieși. Da, cu puțin bulan ar ieși, dar nu mai stau acum să fac. Dacă reușiți, voi spuneți-mi în secțiunea de comentarii, dacă nu... Asta e. Dar oricum, secretul e să apăsați de repede pe Shift și Control și după îl lăsați un pic înclinat pe spate și o să meargă. Ceea ce e super tare. Bun. E bine, cam asta a fost cu acest episod de GTA 5 online. Online, cu moduri. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângeți noi 5.000 de like-uri la acest episod. Eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!